Dușmănia înseamnă prietenie? Dușmanii sunt prieteni? Ce este dușmănia? Ce sunt dușmanii și mai precis de ce se fac toate aceste lucruri? De ce apare dușmănia și dușmanii? Bine v-am regăsit, prieteni dragi! Sunt Gabriel Răzvan Stoica și în seara aceasta mi-am propus să vorbim despre prieteni și dușmani. Totul începe frumos între noi. Se leagă prietenii, ne înțelegem bine, împărțim lucrurile bune și mai puțin bune împreună, ne petrecem zile, seri, participăm la petreceri sau diverse evenimente frumoase și ne simțim bine împreună. Ajungem să ne câștigăm încrederea unuia altuia și uite așa devenim prieteni buni. Până aici totul sună bine, nu? Foarte bine. O prietenie se bazează pe fidelitate, încredere, respect, ajutor, că aceasta înseamnă să fim prieteni, unitate și, evident, lipsa trădării. Ok, dar de ce trebuie să vorbim despre dușmănie sau dușmani? Este simplu, cele mai bune și frumoase prietenii, la un moment dat, ajung să devină reci și ușor-ușor se șterg. Pentru că unuia sau altuia îi se pare că celălalt face ceva mai mult decât el sau că se ascunde cu ceva de el și automat îi se trezește o suspiciune. Prietenul meu bun m-a trădat. A câștigat mai mult astăzi și nu a vrut să împartă suficient cu mine din profitul lui. Și uite așa, apare dușmănia. Asta este simplu, nu? Sunt cazuri când stăm cu toți în fața blocului, la o bere, la un pahar de vorbă, suntem pe aceeași scară socială și, evident, dacă suntem prieteni de pahar și prieteni în viața de zi cu zi, lucrurile sunt foarte bune. Dar când unul dintre ei reușește să facă ceva, să se angajeze, să dea de o sumă de bani sau pur și simplu să facă mai mult decât celălalt, evident că unul sau ceilalți încep să prindă dușmănie. Uite, îl vezi cum s-a ferit de noi? A câștigat el și nu ne-a spus și nouă ce a făcut. Și uite așa se naște dușmănia. Prietenia este un sentiment foarte frumos care în ziua de azi, din păcate, a cam dispărut. În vremurile de demult, când eram noi un picuț mai mici, până în anii 90, copilăria era cu adevărat frumoasă, pentru că nu ne bucuram de atâta tehnologie cât avem astăzi și totul se rezuma la a ne juca afară. Jucându-ne afară, socializam față în față unii cu ceilalți și uite așa se legau prietenii strânse, care și astăzi trăiesc. Mă refer la generația mea și a dumneavoastră, a celor ce ascultați acest reportaj. Prieteniile din ziua de azi se construiesc foarte mult în mediile astea, social media, nu? Pe Facebook, pe Instagram, pentru că peste tot, pe unde umbli, vezi oameni cu telefoanele în mână, toți vorbesc despre Insta Story, despre, nu știu, Twitter, Facebook, ce vreți voi acolo? Și uite așa reușim noi în mediul virtual să ne creăm prietenii și nici de cum în realitate. Sau timpul pe care zice se vrem să-l petrecem împreună, de fapt îl petrecem tot cu telefonul. Suntem unii lângă ceilalți fizic, dar sufletește și mental, cu ochii în telefon. Și mamă ce prieteni suntem! Auzeam pe cineva, și chiar m-a durut să aud treaba asta, spunea, zice, wow, am 5.000 de prieteni pe Facebook, tu îți dai seama cât de apreciată sunt? Și am spus, ok, te felicit că ai reușit să aduni 5.000 de prieteni pe Facebook, dar vreau să te întreb, pe câți din acești 5.000 de prieteni îi cunoști? Câți din acei 5.000 de prieteni ți-au fost lângă tine când ți-a fost greu sau s-au bucurat alături de tine când ți-a fost bine? Niciunul. În lumea virtuală, toți îi scriu, mai spune un banc, se mai face o glumiță, bună sau rea, și uite așa se leagă prietenia, dar în realitate este dezolant. Pentru că tu ești fericit doar cât ești în mediul acela virtual, că ești înconjurat de prietenii tăi, care de fapt se numește atașament. Că dacă vorbim despre o prietenie, există, din punctul meu de vedere, toate aceste discuții pe net, un atașament sufletesc, așa. Că prietenie, nu știu cum ne-am putea ajuta unii cu ceilalți de la distanțe destul de mari. Probabil să ne dăm un sfat și de cele mai multe ori sfaturile pe care ni le dăm unii altora sunt ușor greșite. Că nu ne întrece nimeni să
să venim cu un sfat pentru alții, avem rezolvarea problemelor, dar pentru noi niciodată. Și uite așa, de-aia spuneam că în ziua de azi nu mai există prietenii. Nu mai există. Pentru că în ziua de azi fiecare dintre noi caută să câștige ceva. Nu-l interesează că ție ți-e greu sau că tu ai o dificultate sau că stai mai rău cu banii sau din punct de vedere al sănătății nu ți-e bine. Pe el îl interesează să aibă un câștig și stă lângă tine doar atâta timp cât poate să ia ceva de la tine. Și uite așa, ușor, ușor, apar dușmanii. Acum hai să vorbim un pic despre ce înseamnă a fi dușman sau de ce, care e problema cu dușmanii. În primul rând, dușmania apare din neputință. Din nesiguranță și din neputința de a face și tu ce au făcut prietenii tăi. La un moment dat, tu vezi că ai făcut un regres. Că ai stat pe loc, iar ei au mers înainte. Tu ai stat pe loc pentru că ai fost puturos. Și în anumite situații nu ai vrut să faci ceva să-ți fie bine și ție. Și cel mai la îndemână lucru care îți vine în cap, sau gând care îți vine în cap, este acela, uite ăla cum a făcut, s-a ascuns de mine. Toți sunt vinovați, tu ești perfect. Ei bine, gândește-te că poate o prietenie se strică din cauza ta. Că ai spus o vorbă ne la locul ei, că l-ai trădat pe cel care ți era prieten, dar tu nu realizezi, pentru că în mintea ta consideri că ești cel mai bun. Am întâlnit persoane care au citit și citesc foarte multe cărți și îi felicit pentru acest lucru, care spuneau, zice, eu am citit foarte mult și cunosc foarte multe și n-aș vrea să mă cobor la nivelul oricărui om, pentru că eu sunt un om cu mintea iscusită. Acel om a ajuns să fie plin de el și să considere că el e foarte deștept, iar toți cei din jurul lui nu se pot ridica la nivelul lui. Motiv pentru care e cel mai bine să-l îndepărteze. Omul acela s-a însingurat, omul acela a rămas deoparte și singura lui armă sau singura lui gândire este că el e perfect, iar ceilalți sunt proști. Și uite așa s-a născut dușmania. Prietenie, prietenie, ai rămas tu departe, poate scrisă într-o carte sau într-o simplă poezie, dar în ziua de azi, în anul 2021, iată, pe care ne pregătim să-l încheiem în curând, nu mai există prieteniile de odinioară, cele din copilărie, așa cum vorbeam mai devreme, da? Da, scuzați-mă, sunt și eu ușor emoționat, pentru că mă bucur în primul rând că sunt alături de voi, mă bucur în primul rând că am ocazia să vorbesc cu voi și uneori mai fac greșeli, fără să-mi propun, dar ies. Important este emoția și important este să învățăm ceva de aici. Toți, începând cu mine și cu toți care urmărim aceste materiale motivaționale. Așadar, prietenia a cam dispărut. Nu mai e așa cum era odată. Mai ai încredere astăzi în oameni? Mai poți să spui, el e prietenul meu cel mai bun, în care îmi pun toată nădejdea și toată încrederea că nu mă va trăda? Ei bine, astăzi ajungem să nu mai avem încredere nici măcar în noi. Părerea mea este următoarea, că trebuie să ne păstrăm cumpătul, că trebuie să fim noi, să nu ne vedem mai presus decât alții și să-i privim pe toți cu bucurie. Înaintea oricărei profesii, inginer, director, președinte, manager, ce vreți voi, există omenia. Nu-l subestima pe cel care lucrează la salubritate sau pe cel care, nu știu, are o deficiență, indiferent de orice ar fi. Trebuie să înțelegi că suntem toți oameni și că unul a reușit mai mult sau că altul a reușit mai puțin, asta este mai puțin important. Trebuie să știm să ne respectăm. Dacă vrei să reușești să faci ceva, pune mâna și muncește cinstit și fii bun cu toată lumea și roagă-te la Dumnezeu și mergi la biserică și mulțumește lui Dumnezeu pentru ce ai. Nu dușmănii, nu urâ, nu-ți ocupa timpul urmărindu-i pe alții ce fac. Ocupă-ți timpul cu activitățile tale frumoase care să nu chinuie pe nimeni. Atâta timp cât există prietenie, va exista și dușmănie. Din prieteniile frumoase se nasc dușmăniile, din prieteni se nasc dușmanii. Exact cum spuneam aseară, din iubire se naște ura.
Mulțumesc din tot sufletul că și astăzi ați fost alături de mine. Prietenia și dușmănia și ele sunt surori, se țin de mână și că ne place sau nu, ele există de mult și va exista atâta timp cât există viață pe pământ. Ne vom auzi și ne vom vedea în fiecare săptămână, luni, marți și miercuri, de la ora 20. Până săptămâna viitoare, vă doresc tuturor să fiți prieteni, nu dușmani, să vă iubiți și să vă bucurați de tot ce aveți. Cu drag și cu respect, al vostru, Gabriel Răzvan Stoica.